și mi-am găsit la un nou video clip pe canal. Astăzi revin cu un nou clip. Un nou clip cu o nouă surpriză, se pare. Abia aștept să văd ce se află înăuntru. Dar înainte de asta vreau să vă zic ce port pe buze. Și port acest ruj matte lip crayon, de fapt, de la L'Oreal. Arată el așa. Este în nuanța 102 Caramel Blondie. Și haideți să trecem la clip, pentru că eu nu mai am răbdare. Ei bine, acum ceva timp mi-a scris pe Instagram o fată cu care eu vorbesc și care mi-a mai trimis acum ceva timp un astfel de cadou. O să vă las un cărduleț să mergeți pe sus să-l vedeți. Nu să mergeți pe sus, să mergeți să-l vedeți. Așa. Și acum ceva timp mi-a scris că ar vrea să îmi trimită iar ceva, pentru că mereu o ajut cu cât un sfat. Ea este la început de drum pe YouTube. Am să vă las canalul ei în cutia cu descrieri să mergeți să o susțineți, să-i spuneți că veniți din partea mea. M-aș bucura enorm dacă ați ajuta-o, pentru că știu cum eram eu la început și cât de mult contează să te ajute cineva să te susțină. Eu în momentul acela am spus că nu chiar mi este nevoie să-mi trimită nimic, pentru că fac chestia asta cu mare drag. I-am trimis și eu la un moment dat ceva, dar nu știu, pur și simplu faptul că eu o ajut cu sfaturi este un lucru firesc, așa îl consider eu firesc, pentru că și eu am primit sfaturi la rândul meu, mai ales atunci când eram la început, și am zis că nu, chiar nu trebuie să se deranjeze pentru mine. Eu fac asta cu mare, mare drag, dar ea a insistat să-mi trimită ceva și așa arată interiorul colețelului. Mi-a pus o scrisorică și am să încep cu ea. Draga mea, vreau să-ți mulțumesc din suflet pentru toată susținerea ta, pentru că m-ai susținut mereu și mi-ai fost alături de la început de drum. Sper din suflet să-ți placă produsele și să te bucuri de ele. Eu le-am încercat și mi-au plăcut foarte tare. Să ai o primăvară superbă ca tine și să rămâi mereu la fel de bună cum ești acum. Vă pup și vă îmbrățișez cu drag, Isabela. Cât de drăguț, uitați ce frumos mi-a scris ea. Eu știți că sunt mare fană scrisorele, le păstrez, am un loc acolo special și sunt zile în care, nu știu, poate am o zi proastă și am nevoie de o încurajare și iau acel plic și mă uit la tot ce am primit și asta sigur o să meargă tot acolo. Și haideți să vedem ce mi-a pus. Un gel de duș de la Balea, Magic Wonderland. Mamă, ce-mi plac astea și pe asta chiar nu-l știu. Ia să vedem cu ce. Adică am să încerc să ghicez după miros. Vai, cât de frumos miroase. Mama mea. Zice că este potrivit pentru pielea sensibilă, curăță și hidratează pielea, lăsând-o cu miros plăcut. Nu știu a ce să vă spun că miroase. Știți că încerc să-mi cultiv așa să-mi cultiv simțul olfactiv, pentru că deși atunci când ies pe stradă și simt un miros de mâncare, ghicesc imediat despre ce mâncare e vorba și la fel și în casă când gătește mama, mereu mă prind. Ei bine, la parfumuri, la produse astea cu arome mai speciale nu mă prind, dar miroase foarte bine, mulțumesc mult. Apoi, crema mea preferată cu uree. Deci, mulțumesc foarte mult. Să știi că din cealaltă pe care o am, am consumat deja jumate, pentru că este cea mai bună cremă ever. Am pus-o și eu într-un haul și o să apară și în favorite, vă zic de acum. Nu știu când o să apară clipul ăsta, dar vă zic așa ca un mic hint. Și da, asta este crema mea preferată și mă bucur că o am acolo în dublură. Apoi am o mostră de la Normaderm Phyto Solution. Este stai să vedem, gel purifiant. Cred că este un gel de curățare. Nu știu dacă ai văzut că am și crema de față și mă bucur că mi-ai pus acest gel, pentru că am ocazia să văd și cum e asta, să îl încerc. Apoi avem un balsam de buze cu Rosemary Ice Tea. Arată el așa. Haideți să-l scoatem de aici. Vedeți că pot să fac asta fără să stric ambalajul? Se pare că pot. Vai, ce frumos miroase. Super.
Mulțumesc mult, arată el așa, de la Balea, nu știu dacă am spus, dar vă zic acum. Apoi, mai am o mostră de Medimento Handbalm, tot cu 10% uree, papaya juice și olive oil, nu am mai auzit de acest brand. Apoi, de la Pharmacy, Monsieur Formen, o apă de parfum în... Wow, n-am văzut până acum apă de parfum în varianta asta. Și mai avem o... Cred că asta este o mască de față. Da, Milk and Honey, cred că este Milk and Honey Mask. Cred că tot de la DM, dacă nu mă șel, da. Așa, Derma Blend, un fond de ten. Sunt super curioasă cum o să fie. Și, asta este crema, da, aceasta este crema pe care eu o am și este preferata mea. Deci, mă bucur foarte mult de ea. Și mai avem un gloss. Să știți că am auzit foarte multe despre glossul ăsta. Parcă l-am văzut eu și la Eva. Eva Adam, te pup. Așa, știu că și Andreea Pretoianu îl lăuda. Eu nu l-am încercat până acum. Sper că n-am dat ceva iurea. Cred că i-am rupt numele. Nu mai știu să vă zic nuanța. Cred că am rupt-o eu aiurea. În fine, este un gloss din gama asta, Shine, 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 Wet Look Gloss. Uitați-vă și voi cât de frumos arată. Hai să-i facem un swatch. Sunt curioasă dacă miroase. Ce frumos miroase. Miroase ceva dulce. Wow! E superb! Deci nu știu dacă puteți să observați. Nu știu dacă focalizează, dar... Wowie, super! Mulțumesc mult! Astea au fost toate produsele. Îți mulțumesc de suflet, draga mea. Nu trebuia să te deranjezi pentru mine. Eu ți-am spus că fac chestia asta cu mare drag și atât timp cât pot să ajut și... Nu știu, mă pricep și mă descurc și se poate, o să ajut cu mare drag. Nu uitați, mergeți și pe canalul Izabelei să vedeți ce clipuri facem, să vă las și contul de Instagram și canalul de YouTube în cutia cu descrieri. Dacă v-a plăcut clipul, nu uitați să dați mai like, un comentariu, să vă abonați, să apăsați pe clopoțel pentru că este foarte important să fiți notificați atunci când postez. Iar până la următorul videoclip, să ați fie superbă! Pa!